Iată că ne și Ed Sheeran în această dimineață Nu e de rău, e de bine Alături de noi, ca de obicei în fiecare joi Loredana Mihailă Iar în urmă cu ceva vreme Eu spunem că ar fi loc de un analiz politic Să aflăm răzgândea la lui Ciolacu Dar Alina insista pe Uh, Loredana Mihaela că ne poate explica de ce. Uh, S-a întors asta cu cash-ul, cu cașul. Cash nu am zis că ne poate explica ca un om politic, doamne ferește, am zis că nu aș vrea să te jignesc, Loredana. Eu, Ci... ziceam, eu ziceam că Explicația ar fi pe politic, dar tu mi-ai zis că e pe economic, și ma... e pe economic, mă. Ok! Eu zic așa. Bine, tu poți să mergi în zona politică și să zici că e pe populism, că, na, au fost niște voci mai puternice din anumite zone și n-au vrut să deranjeze, o, că nu știu dacă au chiar înțeles. Recnete din altă da, gre. Eu am, așa, dubii că au chiar înțeles uh, politicienii noștri despre ce este vorba, dar important e că schimbarea s-a schimbat, sau cel puțin asistăm, așa, la niște discuții. Și înțeleg, Loredana, bună dimineața, că vorbim despre cash, nu? Că aici a fost uh, marea durere. Bună dimineața și o zi frumoasă tuturor! Da, vorbim despre cash pentru că astăzi n-am fi putut să vorbim despre altceva. Vedeta zilei de ieri, de azi și de mâine este cheșul. Întotdeauna! <laughs> da, care, care sunt, nu știu dacă să spun noutățile, că despre noutăți am vorbit. Care sunt uh, adnotările la noutăți? Schimbările la noutăți Păi ca să preiau discuția de la voi, de la Max că ne trebuie un analist politic sau de la tine că ne trebuie un economist care să analizeze ordonanța la Locomanda, că așa am putea să-i spunem, uh, facem puțin contextul. Uh, la 11 noiembrie ar trebui să intre în vigoare o limitare a, uh, extraordinară a cash din piață. Alaltă ieri a apărut pe transparență guvern guvernamentală pe Ministerul de Finanțe proiect de ordonanță de urgență prin care se revine la vechile plafoane de plăți. 5.000, 10.000 uh, cele cu care suntem obișnuiți acum. Uh, ca să aflăm sau ca să ne dăm seama ce a stat la baza acestei, cum i-ai spus, Max, răzgândeli? Da, răz eu, eu așa i-aș spune, răzgândeli. Eu cred că ne trebuie un sociolog, nu ne trebuie niciun analist politic, ne trebuie un sociolog. În opinia mea, în opinia noastră, a celor care avem ceva vechime în modificările legislative, credem că a fost un fenomen, un fenomen pornit de jos în sus, un fenomen care a pornit din basic, de la omul de rând, care și-a simțit amenințată securitatea financiară. Și de aici fiecare a propagat, a întrebat și a căutat o soluție de modificare a acestui cadru legislativ. Eu cred că fenomenul acesta pe ordonanța la locomandă, revenirea la cash are loc, este similar cu cel care a avut loc în 2016 când guvernul de pe atunci vrea să introducă o măsură numită split TV, la fel de odioasă ca și această limitare de cash. De da, mai de asta ar fi o procedură firească, normală, aș îndrăzni să spun, nu de jos în sus. Uh, pentru că, na, trebuie să analizezi, nu baza întotdeauna, trebuie să asculți, trebuie să vezi exact de la ce implicați în mod direct, care e impactul, nu? Așa se fac lucrurile. Nimeni n-a făcut nicio analiză de impact pe aceste măsuri din legea A, 70. Ei, doamne! Cum păi, Max spunea săptămâna trecută că oare cine a făcut o analiză de impact. Istoricul modificările la legea 70 este foarte derutant. Inclusiv eu care am studiat actul din momentul în care a apărut în septembrie pe Ministerul de Finanțe. Nu am sesizat la momentul ăla toate aspectele și toate implicațiile din lipsă acută de timp și din volumul foarte mare de informații și de modificări care au fost incluse în această lege 296. Toate implicațiile, inclusiv aspectele astea ușor neconstituționale din legea 70, au apărut pe parcurs. Odată ce ai stat cu pixul în mână, odată ce ai stat și te-ai uitat și ai văzut cum impactează o asemenea măsură restrictivă de a restrânge banii din piață. Ei, modificarea este modificare, se refine la vechile plafoane, dar. Atent, dar. Că asta asta mă distra și pe mine, Loredana. Breaking news, că apare aici pe G4 Media. Ciolacu, două puncte toate limitele actuale de cash menținute la persoanele fizice cât și cele juridice. Wow! Cu două excepții, plafonul de casă de 5.000 și avansul spre decontare de 1.000 de lei. Ce înseamnă asta? Adică, bun, odată, din punct de vedere gramatical, dacă ai zis toate, bă, toate, adică toate, la loc comanda. De ce le-ai lăsat pe astea două și cum impactează? Nu există o explicație logică pentru niciuna din aceste două restricții păstrate în condițiile în care revii la vechile plafoane de plăți la furnizori, cele de maxim 5.000 pe un furnizor și maxim 10.000 pe zi, nu înțeleg de ce nu poți să-i dai unui salariat mai mult de 1.000 de lei pe zi ca să aprovizioneze firma. Că de fapt acel paragraf care rămâne nemodificat și rămâne limita la 1.000 de lei, esența economică este următoarea. Eu ca firmă îi dau unui salariat 1000 de lei cash să se ducă să facă niște cumpărături în numele firmei. De ce nu pot să-i dau tot 5000 de lei ca și până acum? N-aș putea să găsesc o explicație logică. Cert este că ieri, în Comisia de Dialog Social, organizată, extraordinar organizată ieri la nivelul Ministerului de Finanțe pentru această ordonanță de urgență, s-a pus problema din partea tuturor patronatelor prezente în ședință să se revină la plafonul normal și pe avansurile plătite salariaților pentru a de contare pentru efectuarea de cheltuieli în numele firmei. S-a pus problema și a insistat pe subiectul acesta. Rămâne cealaltă, cealaltă limitare, cealaltă, nu știu dacă se spune limitare, cum se spune, restricționare. Plafonare, plafonare. Plafonare, soldul de casă. Ei, eu, alaltă altă noapte, am avut o proastă inspirație când m-am trezit să mă uit la ceas să apăs un link din WhatsApp. Cineva mi-a trimisese postarea de pe site-ul Ministerului de Finanțe, cu ordonanța de urgență. Ei, Major. la 1:35. Oamnă, da de am ce de ce am nu sărit... dormea la ora? Pe păi unuși? dormeam, dar m-am trezit vă cât e ceasul. A, am înțeles, da, da. Când da. am văzut că e postată pe Ministerul de Finanțe uh, ordonanța la locomandă, dați am mă sărit somn, mă sărit tot, am listat și am început să citești și să-mi fac să văd ce rămâne și ce nu rămâne. Când am ajuns la soldul de casă, Uh, fiind noaptea, fiind liniște, am început să fac un research, am început să-mi caut mie în memorie de când nu mai există sold de casă pentru o societate și de ce, de ce nu mai există și dacă a funcționat societatea, dacă au funcționat, a funcționat mediul de afaceri, dacă a funcționat economia fără ca cineva să-ți impună ca tot ce ai peste 50.000 să depui la bancă. Păi, în primul și în primul rând, soldul de casă a fost o, o noțiune istorică arhaică, inutilă, inodoră și incolor, aș putea spune, care a fost abrogată în anul 2004. În anul 2004, când România și constituia și își revizuia toată legislația pentru aderare. Eram în perioada de preaderare și reparam orice lege care contravenea, contravenea Uniunii Europene. Asta este o dată. Să vii tu după o Câți ani? 2004-2023, după 9 ani. Și să reimpui soldul de casă este o măsură coercitivă. Stai, stai, stai că bă, ai fi tu contabilă, dar mă dai pe mine 2004-2023, nu sunt doar 9 ani. A, sunt 19. Fai, mării, mă, mă iert. Ok, ok. Deci să vii tu după 19 ani și să-mi împui o chestie arhaică, istorică, inodoră și încoloră, ca și-o să-i spunem, mie mi se pare ieșit din comun. Ok, în anul 2004 nu exista niciunul din mijloacele care le are acum la dispoziție organul fiscal pentru a combate evaziunea. Da, înțelegem cu toții, toți care lucrăm în mediul privat, ne rugăm și ne dorim să nu mai fie evaziune. O limitare la maxima evaziune ar însemna o stabilizare a pieței operaționale corecte, ar însemna o stabilire corectă a prețului a raportului ofertă cerere. O evaziune limitată și o doresc toți, nu numai guvernanții. Guvernanții uită că în toată povestea asta noi suntem parteneri egali. Da, da, ei au, au pâinea și cuțitul în mână și ar putea să facă ceva în direcția acestei uh, uh, eliminări a evaziunii sau a cât mai mult, a unei părți cât mai mari din evaziune, dar nu, nu iau măsurile concrete. Peste tot, dar peste tot, întotdeauna când, când s-a ajuns la această discuție, s-a spus așa, Doamne, fiscalitatea redusă scade evaziunea, adică e cât se poate de simplu ori din punctul ăsta de vedere nu au găsit niciodată soluția pentru, pentru așa ceva și încă o dată și mai am ceva de zis, o, îmi cer scuze nu ești contabil, ești expert contabil sau cum și consultant da, mai fiscal ești. Consultant. eu cred așa totuși că în tot uh, haosul acesta fiscal au fost și momente bune, momente în care au fost totuși niște decizii funcționale mă refer aici la micii antreprenori uh, niște decizii care au funcționat care au fost bune acum uh, în toată partea asta de evaziune se pleacă de, se pleacă de la premisa că toți fac evaziune, deci hai să fie pentru toți uh, un set de reguli foarte uh, drastice și vedem ce iese, știi? Pe principiul ăsta. Și atunci, normal că te, ți se ridică așa părul pe, pe spinare, știi? Cum? Păi mă faci evazionist? Eu am plătit. Da, cam exact, asta e. Exact ce spuneam. Uh, să Noi suntem parteneri. Deci, da. în mediul privat cu statul sunt parteneri. Statul este cel care trebuie să dea ghidajul și direcția. Așa este. Dar trebuie să dea un ghidaj și o direcție corectă. Este anormal această măsură de sol de casă după 19 ani. Scuză mă, Max, dar eu cred că mi am spălat creierul când am spus 9 ani. <laughs> uh, și de ce spun asta? Pentru că în anul 2023 statul are foarte multe instrumente pentru a identifica Evaziunea fiscală, care poate fi făcută prin acumularea de bani în soldul de casă. Are la dispoziție situațiile financiare unde acum se raportează separat soldul de casă și se poate interoga imediat și se pot găsi acele societăți care au sold de casă semnificativ și să se verifice dacă este real sau banii nu există și să fie impozitați. Există care uh, fișierul standard de control fiscal prin care îți vei raporta contabilitatea 99% la fisc. Există foarte mult cadru legal care poate furniza organelor fiscale elementele de identificare ale evaziunii prin acumularea soldului de casă. Dar nu știu cât timp mai avem, că vrem să mai ating încă un subiect legat de soldul de casă sensibil. Doar dacă și... spui repede-repejor în maxim, maxim un minut. Maxim un minut? Deci maxim un minut uh... o să facem altfel. Vom vedea care este forma reparată dacă vor repara o sintagmă eronată în care ei spun în ordonanța de urgență că persoanele de la articolul 1 aliniatul 1 sunt obligate să-și depună la bancă tot ceea ce depășește 50.000 de lei și la acest articol 1 aliniatul 1 intră pe lângă persoanele juridice, societăți comerciale sau entități non-profit intră profesiile liberale și PFA-urile care nu au registru de casă, nu au cum să aibă sol de casă. Deci dacă această eroare, inepție, aberație, hai să... eroare, să fim blânzi. Greșeală de redactare. Greșeală de redactare va fi menținută în monitorul oficial, o vom aborda săptămâna viitoare. Perfect. Mulțumim tare mult pentru aceste lămuriri, Dana. Asistăm așa și noi. Nu știu dacă stupefiați că deja sunt, suntem în zona în care ne-am obișnuit și atunci de unde stupefacție. Asistăm la tot ceea ce se întâmplă și la discuții. Mai avem așa niște nelămuriri și semne de întrebare pe legea pensiei, care înțeleg că se discută și se dezbate și se analizează. Da, da. Dar vom mai vorbi despre toate săptămâna viitoare. Îți dorim weekend frumos că vine încă de pe acum și mulțumim încă o dată. Da. Vreau să adaug în final că, de fapt, această ordonanță la loc comanda este o reacție firească a statului și este una din victoriile mediului de afaceri obținute fără luptă. Deci este o măestrie, aș putea spune exact cum spune șunțu. șunțu. Marea măestrie este să -și, să -și dobore adversarul fără a intra în luptă. Oh, frumos! Păi să vedem ce iese. Mulțumim, revedere. De la Sunțu la, uh, la publicitate. <laughs> pam, 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 pam.